o simplificare cu un impact financiar foarte important, și anume pentru operatorii, pentru consiliile locale, autoritățile publice locale și pentru asociațiile de dezvoltare intercomunitară, da? S-a aprobat prin ordonanță de urgență schimbarea mecanismului actual. Și anume, odată ce facturile se aduc la nivelul acestor doi beneficiari, ele se verifică, nu se mai face plata așa cum era până în prezent mecanismul, da? Se trimit documentele către nivel central, statul pune aceste sume, se face plata, se atașează dovada plății și merge mai departe la bursă pentru rambursare. Deci primăria nu va mai fi presată să facă, să caute finanțare în piață, să roage de bănci, să discute cu băncile. E o situație dificilă, normal. Nimeni nu mai dă un punct amă unei primării, mai ales s-a trecut peste iarnă, datorii la termo și mai departe, cu termia, cu fel de alte obligații pe care le are orice primărie de onorat. Deci este încă un pas în mai mult, vom extinde această abordare și pentru privați, ușor, ușor. Asta vreau să întreb dacă soluția asemănătoare. Am înaintat și pentru privați o astfel de soluție. Va trebui ușor, ușor să mai convingem. Practic, din câte am înțeles eu, nu mai este bătut în cui acel calendar de cereri de rambursare. Adică, el o să rămână, presupun. Nu, trebuie să-l oblig pe beneficiar să vină cu cereri de rambursare. Da. Pentru că am și eu nevoie de o estimare, să știu exact în buget cum estimez. Păi exact, și atunci dacă se fac plățile imediat cum apar cheltuielile, cum o să se rezolve? Deci, partea asta de anticiparea sumelor necesare, dacă... Nu mai este graficul acela bătut în cuie. Nu. Graficul de cerere de rambursare e bătut în cuie. Așa. Pentru că eu trebuie să impun încă o dată, de comun acord de la grem. Pentru că eu trebuie să știu exact, nu mă trezesc că peste noapte, dacă n-am un astfel de calendar foarte bine stabil, mă trezesc peste noapte că am factori în casă de, nu știu, de un miliard de ron. Păi eu ca să adun această finanțare ca stat, mă costă. Păi ok, dar... Deci trebuie să știu să... Dacă o cerere... Deci această cerere de plată este de fapt o plată parțială din cererea de rambursare pe care o estimase el inițial. Păi da, dar îmi spune ca beneficiar, îmi spune, am de făcut în cadrul acestui proiect 5 plăți. Vin la tine de 5 ori la rambursare. Da, eu trebuie să-și respecte acest calendar, pentru că eu trebuie să știu că nota de cutare... Bun, și cererea de plată unde? Această cerere de plată de care spuneți că se plătește mai repede. Așa. Ea nu mai este legată... Vă referiți la primărie sau la ce vă referiți? Acum la primărie, da. Deci la primărie. Nu, vin facturile de la firme de lucrări. Așa. Se depun la primărie pentru a fi decontate. Okay. Primările, după vechiul mecanism, trebuia să facă ele plățile, să facă dovada plății în momentul când trimiteau mai departe documentele către centru. Noi acum am eliminat această obligativitate de... Da, făceau plățile și veneau la rambursare și cereau... Și exact anume asta am schimbat. Facturile vin... Se face verificarea acestor cheltuieli. Se trimit mai departe către centru, către guvern. Guvernul avansează aceste sume pentru plata acestor facturi. Deci primăria nu mai este... Orice fel de facturi sau de anumită... Că n-am văzut să... Am citit, dar am văzut să existe niște sume... Nu. Niște limite de sume... Nu sunt limite, nu cătă. Cheltuielile măsură cheltuielile eligibile. Deci sunt toate... Eligibile. Da, deci de asta. Deci noi plătim acestor primărilor, aceste sume, ele fac mai departe plățile către contractori, atașează dovada plății și trimit mai departe la rambursare ca să trimitem comisii de până cele la rambursare. Astăzi sunt vreo cel puțin 300 milioane de ron în facturi la nivel de primării, în special pe plan operațional regional. Adică sunt bani pe care vrem să scoatem la lumină. Da? Îi plătim fără să obligăm primările să facă acest efort bugetar. Pentru că au deja antamate cheltuielile, n-au de unde să aducă acești bani să facă plăsirea facturilor, pentru că băncile cu greu le împrumută, au ajuns la nivel de datorare deja, sunt deja în acel plafon, adică e dificil pentru ei să aducă de o piață finanțare. Și atunci asta facem, deci scurtăm acest da, proces. Da, evident că exact. E mult mai ușor. Da? Este încă un exemplu, ăsta e major. Există niște fonduri de rezervă prevăzute ca să... Pentru ce să vin rezervă? Păi poate vin 2000 de primării cu... Într-o săptămână cu cereri de plată. Să dăm eu să vină 3000, pentru că ideea este ca noi să scurtăm foarte mult perioada între momentul plății facturii și momentul la care cerem comisiile pe rambursare. Cu cât plătim mai repede și scurtăm această perioadă, cu atât mai repede ne vin bani de la Comisia Europeană și reintră în buget, reintră în circuitul normal. Asta este toată filozofia. Acum depinde și cât de repede vor fi analizate aceste cereri de plată. Dacă durează la rambursare... Nu. Termenele vor fi foarte, sunt clar stabilite, deci nu, încă o dată, totul va fi foarte bine delimitat în timp.
Deci cât se verifică o cerere de rambursare, termenul final este când factura se va plăti. Asta este un termen în care noi trebuie să ne încadrăm cu fiecare etapă intermediară. Deci dacă spunem că factura trebuie plătită în maxim, știu, 15 zile, că este termenul maxim care vreau să-l impun, înseamnă că în 15 zile se face absolut tot. Verificare, cutare, atașare de documente, tot. Deocamdată nu este termenul acesta, am văzut că... El variază de la probleme la probleme operaționale, diferă. La mediu merg mai repede, așa, depinde acum de circuit, de cât de lung e circuitul, să zic, banilor în natură, da? Prin ministere, prin... Și mecanismul ăsta, am zis că e opțional pentru... Nu, ce am spus acum, cu ordonanța aprobată săptămâna trecută în guvern, ordonanța de urgență, nu, asta este un mecanism. Bun, acum dacă primăria nu dorește să trimite și are bani, dar mă îndoiesc că este... Ei, spun că vor, da. Categoric. Toți vor trimite de locul ăsta către centru. Că trebuie să facă și niște instrucțiuni, n-am văzut și... Adică procedurile le fac fiecare program. Exact, dar încă o dată. Înseamnă, de fapt, porși, mediu, nu? Am spus primăriile, au trebuit locale, de fapt, nu numai primăriile, da? Și asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Deci cam astea ar fi programele. Prime două categorii. Da, e un volum destul de important. De asta e foarte importantă și respectarea acestei planificări de plată de către beneficiari. Pentru că dacă nu, mi se spune, știți, da, cumulat avem nevoie, nu știu, de 1 miliard de euro, dau un exemplu, să plătim către POR sau către postul de mediu, dar acest termen nu se respectă. Eu îmi fac calculele ca stat să mă obțin acea finanțare la ta la care această nevoie trebuie să fie onorată, da? Dar dacă ei nu mai vin și nu mai au nevoie de bani, eu rămân cu o sumă de bani poate luată de pe piață, crezând că trebuie să le fac plățile, deci rămân cu bani pe care nu-i utilizez. Ceea ce așa ceva nu se poate, pentru că mă dă peste, ca și bugetul, mă dă peste cap. Deci de-aia ușor trebuie să-și facem, să creăm o disciplină foarte, foarte clară în ceea ce privește estimarea acest payment forecast. Și cum și Comisia vrea din partea statului membru o previziune declară de plăți sau cât mai aproape de realitate, lună de lună, către Comisia Europeană pentru a ști cum își pun ei în bugetul UE aceste sume, la nivelul statului membru, România în speță, te știm foarte clar, exact, pe fiecare probă în parte, care este estimarea, nu poți să o faci, că e o estimare, de aia spune estimare, dar cât mai aproape de realitate. Pentru că tot știu exact, domnule, ziua de am asigurat, nu știu, 1 miliard de euro pentru 3 probleme operaționale, unde, ce fac? N-am bani, eu mă duc în piață, mă împrumut. Știu că vin la comisie când? Într-o lună zile. Deci îmi fac că lor stoculesc suma asta, da? Am împrumut din piață cu... Da. Deci asta e mecanismul. În felul ăsta, eu nu... Adică asta nu m-a lămurit cum o să se anticipeze volumul de plătit pentru că... Nu, numai pe bază acestor payment forecast se poate face, să știți. Altfel, nu fac decât să aștept facturile să vină, văd care sunt facturile autorizate la plată, dar neplătite pentru că v-am spus da. Pe suma respectivă mă duc în guvern, hotărâre de guvern, mă împrumut. Dar nu vreau să stau să aștept tot timpul, vreau să anticipez acest lucru. Și de asta spun, va fi nevoie să știm foarte clar, din ce în ce mai clar, pentru că până acum administrația nu are această practică. Da? Adică să respecte foarte clar un payment forecast făcut acum 6 zile, să spunem. Tot timpul el variază. Asta trebuie să înceteze. Pentru că pe mine, ca și buget de stat, mă determină să nu pot să am, mi-asigur, un cash flow aferent acestor plăți. Și asta creează probleme oricărui buget, numai în România.